Meteorologia a anunțat pentru perioada 20 ianuarie-2 februarie o vreme cu temperaturi în continuă scădere. În unele regiuni, mercurul din termometre urmând să scadă cu până la 10 grade. La finalul acestei săptămâni sunt așteptate atât ninsori cât și ger, urmând să avem primul weekend cu ninsori la munte. În Muntenia, până pe 26-27 ianuarie, vremea se va răci de la o zi la alta, astfel încât maximele termice vor scădea de la o medie de 8-9 grade în primele zile spre -1-0 grade la sfârșitul primei săptămâni de prognoză. În același interval, minimele nocturne vor scădea de la 4 la -6 grade în medie. În a doua săptămână, vremea se va încălzi, maximele diurne ajungând în medie după 29 ianuarie la 3-4 grade Celsius, iar minimele nocturne aproximativ -3 grade Celsius. Va ploua slab pe 22-23 ianuarie, iar între 24 și 27 ianuarie, temporar, vor fi precipitații mixte, în general slabe cantitativ. Marți la Giurgiu, cerul va fi mai mult noros, cu șanse reduse de precipitații, vânt moderat și o umiditate aerului ridicată. Astfel, la Bolintin, Mihăilești, Ghimpați se vor înregistra 8 grade Celsius, la Hotarele, Izvoarele 9 grade, iar la Comana și Giurgiu 10 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 16 km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 751 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt constante, cota probabilă 56 de centimetri, umiditatea aerului va fi de 90%.